Dacă te-ai purta cât de cât mai altfel, ți-aș găsi o slujbă. Așa? O nevastă cu zestre. Madame, merci, grand merci, madame. Să de acum nicio picătură. Nicio... Auzi? Mai e vorba? Ce sunt copil? Nicio picătură. Absolut, mă... Mă îndoiesc. Parolul oner. Pe cuvântul meu de onoare. Vrei să faci pari? Pe cât pui pari, mă, tancă eu... Nu, mai bine fără pari. Te țin frumos acasă. Bravo, mă țin frumos. La dispoziție, madame. Tamela, sote. Tamela, jos. Tamela. Smintitule, vino-ți în fire. Cu labele murdare pe fereastră. Pardon. Cuși blestemare. Lese, madame. Nata, nu te pricepi. Nata, răule! Pe câine trebuie ducat cu ouă asprime. Nata, răule! Cu cine vorbesc eu? Mai ta la dispoziția de mintea. Cuși, nu staci! Răspunde. Ai auzit ce ți-am spus până acum? Ți-a intrat în cap? Nu ți închipui cât de tare m-ai indispus căile astea. Ascultă ce-ți poruncesc! Ascultă ce-ți poruncesc. Hai să te duci la culcare numai decât. Culcare numai decât. Și de seară mergem la aceea pe care ți-am ales-o. Ales-o. La Evlampia Nicolaevna. La Evlampia... Doamne, că sunt de amorezat de dânsa. Zău, e ceva, nici n-am cuvinte. Mata, mersi, de mii de ori mersi, mata. Hai, du-te, culcă! Da, hai să mă culc. Mata? Dă-ne-mă de l'argent. Bun, n-ai nevoie. Atunci, am pe o sticluță mititică și o gustă. Aia, o ghipuiește-ți că el până noaptea târziu tot prin bălță umblat, madame, și umblat tot timpul, așa că... Cine vorbea de pari ai? Pari, mă las, am spus că mă las, dar nu așa dintr-o dată, mi se poate întâmpla o tragedie, o tragedie foarte tragică, ferească Dumnezeu, Bine, pleacă acum. Așa că mă aștept sticlosa, lasă-mă. Pavlin. Da, doamne. Vezi ca Apolon Victorovici să fie supravegheat. Să nu facă niciun pas afară din casă. Tu răspunzi!